ziua, vă salută Tatiana. Astăzi vom face un proiect scurt, un proiect atrăgător pentru copii și anume acest suport pentru ou, suport în formă de iepuraș. Proiectul în sine este foarte ușor, este adresat doamnelor începătoare și pentru aceasta vom folosi aceste fire de culoare albă, portocalie și culoarea principală, ceea ce aveți dumneavoastră în casă. Eu voi folosi acest fir, Alize Diva, apoi voi folosi croșetul cu numărul 3 și jumătate, după care vom avea nevoie de două mărgeluțe pentru ochișori și, bineînțeles, de acul de cusut. Vom pleca din cercul magic cu un număr de 6 piciorușe scurte. Vom face primul picioruș de început care nu îl vom număra. Iar apoi vom pune cele 6 piciorușe de bază. Avem 1, 2, eu sper să se audă, vorbesc încetul, 2, 3, 4, 5 și cel de-al șaselea. În acest moment vom închide cercul magic și vom închide acest rând în corespondența primului picioruș. După care vom porni lucrarea propriu-zisă și în corespondența fiecărui picioruș, uitați cât de greu intră, în corespondența fiecărui picioruș vom face câte o mulțire, astfel la sfârșitul rândului ne vom găsi cu un număr de 12 piciorușe scurte. Deci avem 2, 4, 6, 8, 10 și 12. Apoi vom continua lucrând un picioruș scurt, o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 18 piciorușe scurte. Dumneavoastră să puneți firul despărțitor sau glămiță, să nu pierdeți rândul și vom continua singure. Vom continua cu 2 piciorușe scurte, urmate de o înmulțire. Vom lucra pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului vom avea un număr de 24 de piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Vom continua lucrând 3 piciorușe scurte, urmate de o mulțire. 3 și mulțirea. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului vom avea un număr de 30 de piciorușe scurte. Continuăm lucrând 4 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu 36 de piciorușe scurte. Și o înmulțire.
subțire. Ajunse la capătul rândului, vom lucra un rând de piciorușe scurte, bec lup, și vom lua doar partea din spate a fiecărui picioruș, în felul acesta. Astfel vom continua și vom lucra pe întreg parcursul rândului. Noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Ajunse la capătul rândului, vom închide cu fir alunecat, după care vom face două ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu, firul pe croșet, și vom intra în corespondența aceluiași picioruș lucrând cel de-al doilea, apoi cel de-al treilea picioruș dublu, le vom închide împreună, vom face un ochi de lanț, vom sări un picioruș de bază, firul pe croșet, și vom intra în următorul lucrând un număr de 3 piciorușe duble pe care le vom închide împreună, în felul acesta, un ochi de lanț, firul pe croșet, sărim un picioruș și lucrăm din nou 3 piciorușe duble. Închidem împreună un ochi de lanț și continuăm în același mod până la sfârșitul rândului. 1, 2, 3, închidem împreună un ochi de lanț și vom continua singure. Am ajuns aproape la sfârșitul rândului, voi face ultima serie de 3 piciorușe duble. Voi închide împreună un ochi de lanț și voi închide acest rând în corespondența primului ochi de lanț din primul picioruș cu fir alunecat, din primul picioruș lucrat unite toate împreună. Apoi continuăm în corespondența ochiului de lanț, voi face un picioruș scurt, un ochi de lanț, un picioruș scurt în corespondența următorului, ochi de lanț, un ochi de lanț, un picioruș scurt. În felul acesta vom continua până la sfârșitul rândului. Deci, un ochi de lanț, un picioruș scurt. Iar noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Cred că eu aici am greșit. Mă voi întoarce un pic înapoi. Deci să nu faceți ca mine. Un ochi de lanț, un picioruș scurt. Deci piciorușul scurt, un ochi de lanț. Cred că am luat firul pe croșet din obișnuință. Mi se întâmplă când lucrez. Concentrată să nu fac prea multă gălăgie, să deranjez. Deci continuăm astfel până la sfârșitul rândului. Un ochi de lanț și un picioruș scurt în corespondența ochiului de lanț din rândul anterior. Voi lucra cu dumneavoastră. Sigur că nu mai greșesc. Se întâmplă și pentru mine să greșesc uneori. Ne uitați-vă, suntem aproape la sfârșitul rândului. Trebuie să vedem dacă are stabilitate. Voi face ultimul ochi de lanț și ultimul picioruș scurt, după care, după cum vedeți, am ajuns la capătul rândului, voi intra cu fir alunecat în corespondența primului ochi de lanț, de fapt, în corespondența primului
aici unde am lucrat cele trei piciorușe duble, corespondența acestui ochi. Și aici voi face din nou două ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu și în corespondența aceluiași picioruș voi face cel de-al doilea, cel de-al treilea picioruș dublu, voi închide totul, un ochi de lanț și voi continua în corespondența următorului picioruș din rândul anterior, deci unde am făcut ochiul de lanț, lucrând în același mod. Și în corespondența fiecărui ochi de lanț, noi vom face cele trei piciorușe duble, pe care le vom închide împreună, un ochi de lanț de separare, exact ceea ce am lucrat în rândul anterior. Cum vedeți, 1, 2, cel de-al treilea, închidem totul împreună, un ochi de lanț de separare și ne deplasăm către următorul. 1, 2, 3, închidem totul împreună, un ochi de lanț de separare și ne deplasăm către următorul ochi de lanț. Este ușor de individuat, deoarece este deasupra, exact deasupra celor trei piciorușe duble din rândul anterior. Și astfel vom continua până la sfârșitul rândului. Ajunse la sfârșitul rândului, vom închide din nou cu fir alunecat în corespondența primului picioruș și exact din acest moment vom repeta din nou un picioruș scurt în corespondența ochiului de lanț, apoi un ochi de lanț, un picioruș scurt în corespondența ochiului de lanț următor, un ochi de lanț, un alt picioruș scurt. Deci intercalăm un picioruș scurt cu un ochi de lanț și lucrăm până la sfârșitul rândului, după care vom face din nou un rând de piciorușe duble închise împreună. Felul acesta vom continua. Acum lucrăm acest rând, iar noi ne întâlnim la sfârșitul rândului. Ajunse la sfârșitul rândului, vom închide cu fir alunecat în corespondența primului ochi și vom reîncepe două ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu și vom continua cu următoarele piciorușe duble, deci avem trei, le închidem împreună, un ochi de lanț și continuăm în următorul ochi de lanț cu aceleași trei piciorușe duble pe care le vom închide împreună, vom face ochiul de lanț de separare și astfel vom ajunge la sfârșitul rândului din nou. Ajunse la capătul rândului, vom închide cu fir alunecat în corespondența primului picioruș, după care vom continua să facem un rând de piciorușe scurte, atât în corespondența ochiului de lanț, cât și în corespondența ochiului unde am închis cele trei piciorușe duble. Deci un rând de piciorușe duble. Iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând și vom continua. Am ajuns la capătul rândului, voi închide cu fir alunecat în corespondența primului picioruș scurt și voi continua. Două ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet, în corespondența aceluiași picioruș, voi face din nou alte două piciorușe duble, am trei, le închid, voi face un ochi de lanț, firul pe croșet, voi sări și voi intra în următorul picioruș, voi face din nou cele trei piciorușe duble,
care le voi închide din nou împreună, un ochi de lanț, din nou firul pe croșet, sar un picioruș, voi intra în următorul și voi face cele trei piciorușe duble, pe care le voi închide împreună, întorc lucrul, cu fir alunecat voi intra în corespondență ochiului de lanț și voi lucra din nou seria celor trei piciorușe duble pe care le voi închide împreună, un ochi de lanț, trec în următorul ochi de lanț și voi lucra seria celor trei piciorușe duble pe care le voi închide împreună, întorc lucrul din nou, voi intra în corespondența ochiului de lanț cu fir alunecat și voi continua două ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu și următoarele două piciorușe duble voi închide, după care voi coboră în jos cu piciorușe scurte. În corespondența piciorușului dublu voi face două piciorușe scurte, în corespondența ochiului de lanț de aici voi face un picioruș scurt, alte două piciorușe scurte în corespondența piciorușului dublu. Deci facem în modul de a coborâ în jos. Cu piciorușe scurte. Felul acesta. Am folosit firul Alize Diva chiar pentru că este mai un fir care stă în picioare. Ajunse aici, voi intra din nou în corespondența primului picioruș cu fir alunecat și voi repeta cele trei piciorușe duble pe care le închid un ochi de lanț de separare, voi sări un ochi, voi intra în următorul și voi repeta. Astfel noi lucrăm urechiușele iepurașului, urechiușele suportului pentru ou. Este foarte simplu. În felul acesta reușiți să valorificați capetele de fire care v-au rămas. Și mă întorc înapoi în corespondența ochiului de lanț din rândul anterior, apoi în următorul intercalăm aceste piciorușe duble în modul în care să dăm aspectul unor urechi. Iar aici voi face ultima serie de piciorușe duble. Doi și cel de-al treilea. Închid totul și cobor în jos cu piciorușe scurte pentru a ajunge la baza urechii. Sper să se vadă ceea ce lucrez. Lucrate în culori diferite dau un aspect frumos și vor fi o bucurie pentru copii, pentru că în curând va veni sărbătoarea Paștelui. Ajunse la baza urechii, vom închide cu fir alunecat, scurtăm firul, după care îl vom ascunde. Deci nu este nimic deosebit, nimic greu. Este și mult mai frumos decât să lucrăm piciorușe scurte de jur împrejur. Am gândit la acest
model care este simplu, frumos și în același timp dau ținut lucrării. Ascundem firul, dumneavoastră puteți ascunde cu acul, nu este nicio problemă. Uitați-vă cum stă în picioare lucrarea. Acum vom trece să facem ochișorii, care vor fi foarte simplu de realizat. Aici folosesc firul Bravo, în cercul magic voi face un număr de 6 piciorușe scurte. Deci acesta nu îl numărăm, primul de început. 1, 2, 3. Cel de-al șaselea, vom închide cercul magic cu fir alunecat, corespondența primului picioruș, scurtăm firul, lăsăm în modul să avem cu ce coase. Vom face doi astfel de ochișori. Acum vom face gurița cu portocaliu. Voi face cerc magic. Iar din acesta voi pleca cu 1, 2 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Voi face cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea, cel de-al patrulea picioruș dublu, după care voi lucra 1, 2 ochiuri de lanț și mă voi întoarce în cercul magic, voi închide și cercul magic, voi scurta firul și am făcut gurița. În felul acesta, simplu, fără să ne complicăm prea mult. Uitați-vă. Acum vom aplica ochișorii. În corespondența urechilor vom coase, vom plasa în modul în care să fie așezat simetric, vom atașa singure, cum vedeți. Mai jos de ochișori am atașat gurița, după cum vedeți, iar pe mijloc aceste două mărgeluțe negre care vor da strălucire ochișorilor, vor părea ochișori adevărați și cam atât este ceea ce am dorit să vă prezint. Dacă v-a plăcut acest proiect, acest mic proiect, vă rog să lăsați un like, un comentariu, pe mine mă ajută foarte mult în creșterea comunității. Și vă doresc spor la lucru. Nu uitați, acesta poate fi realizat în culori diferite. Capetele de fire pe care le aveți, le puteți folosi. Iar eu vă doresc o zi minunată. Bineînțeles, aici, dacă doriți, puteți face mai multe piciorușe scurte. Din nou mă întorc, vă doresc o zi minunată, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și ne vom reîntâlni cu noi tutoriale. La revedere, vă salută Tatiana!